Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stânceu sunt astăzi la istoria fotbalului, episodul 7 cu fostul portar Polis din anii 80-90, Ioan Almășan. Ioane, bine ai revenit. Bine ne-am regăsit, da. Hai să vedem, suntem undeva prin primăvara 1991 când Nea Costică Rădulescu, nu știu, pleacă, este împins să plece, acel scandal cu Adi Crăciun, turneul de la Split. Te rog să-ți amintești câte ceva. Păi mi-amintesc foarte bine, știi, cum mai e târziu, știi, și tardiv să vorbim. Nea Costică nu mai trăiește, fiertat. Ce s-a întâmplat atunci, jucătorii au fost manipulați de cineva din interiorul clubului și s-a iscat un... Cineva care avea interes ca Nea Costică să plece. Da. Da. Așa s-a întâmplat, știi cum e, degeaba am fost eu, am fost cu Nea Costică, știi cum, eu am băgat și să opresc jucătorii de calcitrans ca să, da, să facă gestul ăsta, dar au fost mai puternici, eu singur ce puteam să fac, știi cum e. Pentru și Timofte era cu Nea Costică. Da, da, Timofte nu era, el era slăbuț, cum se spune așa, ca persoană, nu prea avea el... Da, deși ca fotbalist era numărul unu în echipă, că de aia în vara aia le-a FC Porto. Dar și copilul Nea Costică era. Așa, așa a fost perceput tot timpul. Da. Nelegitim, cum se spune, da, da. Dar nu, ce putea el să zică? Sigur, nu putea. Sigur, aici trebuia, deci ăștia atâția erau de înverșunați, că trebuia un om puternic să... Ce aveau cu Nea Costică? Pentru că era prea dur la antrenamente sau ce? Aia, n-avea nimic. Sau le vorbea urât? A fost urât, așa, sau... a fost acolo, că s-a băut, s-a nu știu ce în spate și când... În autocar. Da, noi trebuia să mergem încolo, nu? La Split. Ce, sigur. Și nu știu ce s-a întâmplat, dar am venit înapoi acasă, știi? Am venit înapoi, știi? Și iar ne-am mai dus. Și până la urmă echipa a participat la turneul ăla. Am participat, da, am fost, sigur că da. Da, da, iar pentru da, această... Nu a fost corect, știi, din partea lor. Știi cum e? Pentru ce? Pentru o bucată de carne, cum zic eu așa. Nu era carne, era așa, pentru văzul lumii. Sau... Lasă-l omul ăsta să muncească, a muncit bine. Da. Lasă-l să muncească și... Din rezultate scoate-l, îndepărtează. Dar nu așa că... A, ce să faci? Asta a fost, știi cum e? Nu zic de Jack Ionescu, că Jack Ionescu a venit în urma lui. În vară. În vară, da, da. Interimar a rămas Nea Vioveșan, da, atunci, da, care era secund. Da, pe și ăsta, Buzean, a plecat atunci împreună. Da, da, Buzean. Puțin a mai stat Buzean, nu? A mai stat puțin Buzean. Și Polo a plecat, nu? Pentru că Nea Costică l-a adus pe Buzean aici. Sigur. Lucrase la... Ei lucrau împreună, așa este. La Suceava, cred că a lucrat împreună. Adi Crăciun devine inamicul public, mi-amintesc că Secoșan. Domnul Secoșan la radio nici nu-i mai spunea pe nume, îi spunea jucătorul numărul, cu da. Numărul 3. Da. Iară nu a fost corect. Crăciun a ieșit într-o declarație dată atunci în care a spus, mi-amintesc exact așa, a spus Timișoara nu merită să aibă echipă în divizia A, scurt și clar, parcă exact așa a sunat declarația, mi-amintesc. Mă rog, Crăciun, nu știu dacă... Nu știu ce să zic. Na, Crăciun a fost apoi acuzat și cu Zambon, după aia, prin 2002. Păi el fiind capitan de echipă atâția ani, normal, că noi, după Revoluție, ce s-a întâmplat? S-a făcut clubul... Cu membrii fondatori. Membrii fondatori și toți jucătorii care au fost legitimați la club, au fost membrii fondatori acestei... Da, pentru că Federația Română de Fotbal a dat atunci o lege prin care să se rupă cluburile de universități, de... Exact, să fie non-profit erau atunci. Pentru cele două cluburi departamentale, să zic, militarizate, Steaua Dinamo, legea se va aplica mult mai târziu. Vedem și în ziua de azi ce efecte are, cum se întoarce totul, s-a reînființat CSA Steaua după ce... Deci o nebunie completă. S-a introdus profesionismul atunci în 91, legal, oficial în România și cluburile au fost obligate, cum a fost și Poli și Universitatea Craiova, să se rupă de universitățile care le-au înființat. Ce a fost o mare prostie, pentru că dintr-o dată clubul s-a trezit al nimănui cu așa zis și membrii fondatori care erau jucătorii din momentul exact. Respectiv de la începutul jucătorii, anilor 90, conducătorii care antrenorul, club, care i-a prins în clubul ăsta a fost. Femeia de servici, ei erau toți membrii fondatori, o prostie fără margini.
Dar, mă rog, de aici s-a și tras declinul Politehnicii de la această rupere de Institutul Politehnic Traian Voia, cum se numea pe atunci actuala UPT. Pentru că lucrurile n-au mai putut fi gestionate cum trebuie, deși conducerea asigurată de Viorel Boiț, președinte, și regretatul Stelica Anghel, vicepreședinte, a fost o conducere bună, însă n-au avut resursele necesare. Clubul plătea toate utilitățile la stadion, era nesprijinit, erau câteva firme mici, câțiva oameni, să zic, cu influență, cu posibilități. Posibilități. Mi-amintesc de domnul Iute, de domnul Ivu, care eu știu, erau câțiva, nu mai știu, domnul Lighezan. Puțin, care sprijineau echipa. Echipa era practic a nimănui. Și atunci roadele, în ghilimele, se vor vedea în anii următori. Bun. În vară, suntem în vara lui 91, vine Jackie Ionescu, antrenor, și reușește să stabilizeze situația. Echipa termină iară pe locul 5, un loc bun. Joacă o finală de Cupa României cu Steaua. Între timp, în vara aia 91, pleacă Mitică Jipa. Rămâi, da, de acum încolo, rămâi titular incontestabil timp de mai multe sezoane la Poli. Hai să ne amintim de finala de cupă din 92 cu Steaua, jucată în regie, decisă la penaltiuri, cu niște ratări uriașe ale lui Marcel Băban, care e un jucător admirabil, și să spunem, e foarte important că a fost acolo, la momentul potrivit, în poziție de finalizare, ceea ce e foarte important. Marcel Băban a dat o mulțime de goluri, numai că în acel meci a rămas celebru pentru ratările monumentale. Păi, parcursul a fost extraordinar de bun, exact. Bine, și profesorul Ionescu era un om inteligent, avea carismă ca antrenor, era un om care punea disciplină pe echipă, și îți dai seama că nu puteai să nu faci performanță. Antrenamentele erau foarte bune și lotul era destul de bun, zic eu, puteai să mai aduci, dar dacă nefiind n-ai avea putere financiară, nu puteai să-ți faci transferurile pe care le doreai. Probabil se vroia și aici mult mai mult, să aduci jucători mai buni, să înlocuiască pe cei... Dar a mers o generație din asta, deci tot ce a fost construcția, scheletul Politehnic, ani de zile a mers pe aceeași linie, știi? Pot să spun că vor 5-6 ani din 10, care eu am 10 ani jumate petrecut, cam tot așa, cam asta a fost nucleul de bază pe care se punea accent. Am mers acolo, am jucat, cine? Steaua, normal, Pițurcă antrenor foarte bun. Pițurcă la începutul carierei de antrenor, da. Da, și echipă bună, Steaua, echipă bună, sigur, da. Steaua prin tradiție a avut echipă bună. Totdeauna, nu? Candidatul mereu la titlu. Și pot să zic că totdeauna, când jucai cu echipele din București, avea așa o tresărire din asta, pentru că vin jucători, alți jucători, eu știu, mai galonați ca tine, nu? Toți participau, pe la noi prea puțini au fost la echipa națională, foarte de exemplu. Puțin. În fiecare an, poate, unul, da, maxim Titi doi, Valga, știi? Titi Valga, Timofte II și Vlaicu, Sorin Vlaicu, atât. Mai era, în perioada poate, asta, da, vorbesc. Perioada asta, da, exact. Da, și da, ei aveau jumătate din echipă, erau pe la lotul național, să zici, nu? Să spunem că Poli nu mai avea deja pe Timofte II, cel mai bun jucător, plecat în vara anterioară la FC Porto. Un transfer extraordinar. FC Porto, care cu 3 ani înainte cucerise Cupa Campionilor Europeni, 4 ani înainte, în 87, cu celebrul călcâi al lui Rabah Mager, 2-1 cu Bayern. Sponsor oficial al Politehnicii, FC Porto. Da. Lovelele de bănuții de pe Timofte... Da, așa făceam și noi. Că pe banii de pe Timofte, exact, clubul Poli a reușit să trăiască niște ani buni. Da, așa este. Și da, era bine că de pe vremea aia, înainte de Revoluție, nu puteai să facă nimeni transferul, nu se dădea voie. Pe urmă au început. Cred că ăsta Vlaică la Partizan, ăsta la Steaua, și mai Belga, târziu, din primăvara 92, Băban a fost pe afară. Băban a fost și el. Și alții. Sigur că da. Băban a fost la Slavia Praga.
În Germania, mă rog, dar în Germania nu în prima ligă, și alții, dar totuși de la noi timișorenii prea puțini au plecat. Cel mai mare transfer ăsta a fost al lui Tim, da. Tim a prins la Porto acolo, grozav, da, sigur că da. Și acum știu dacă nu și de la Boavista s-a mai întors ceva și de la Boavista încoace, știi, pentru din cota parte, nu știu ce. Dacă s-a făcut un contract bun, unde stipulai acolo că orice transfer să mai face, să mai intre și la club ceva bănuț. Și probabil așa a fost, dacă a fost un impresar bun între cluburi. Dacă nu a fost, înseamnă că s-a dat așa și bani de buzunar și gata, s-a spălat totul. Asta a fost. Da. Ce să zic, un meciul ăla de cupă, păi să-ți dai seama, infernal a fost și pentru noi. Era pe sfârșit de campionat, de sezon. Era încărcat, erai deja acolo sus pe pozițiile prime. Olii a reușit o surpriză să ducă meciul la penaltiuri pentru că era Steaua favorită, că clar. Eu m-am uitat acum, știi că meciul există. Există pe canalul pe care l-ai pe YouTube. Da. Simplu, căutați pe YouTube Ioan Almășan și veți găsi acolo, vom vorbi despre asta pe finalul acestui serial, veți găsi zeci de meciuri din anii 90 ale Politehnicii. Da, și vor urma 2 ani de zile, de acum înainte, zi de zi pot să postez câte ceva, atâta marfă există. Marfă, da. Bună, vorbi de calitate. Despre acest proiect pe finalul serialului. Bun, acum să revin la meciul ăla. Meciul în sine nu a fost chiar așa de decotat. Mă uit în tribune, că atunci când ești jucător, nu prea ai timp să vezi, cum vedem acum în spatele meu. Da, și federația l-a programat în regie, pe un stadion micuț. Și a fost puține lume, să știi. Da, știu, foarte știu. Puține lume a fost la meciul ăla. Deja interesul pentru fotbal în România scăzuse foarte mult. Când te uiți la o finală, acum câțiva ani de zile, stadionul plin sau, eu știu, parcă așa n-a fost nici noi chiar motivați. Să zici că am fost motivat să aduci un plus. Totuși, altfel, când am jucat cu Dinamo în 87, aici, plin stadionul, ți s-a ridicat părul, blănița pe tine, uite așa făcea, știi? Că erau 50.000, 45.000 de oameni. Joace acasă. Acolo au fost câțiva dai noștri. Dar cât s-au dus? Că, știi cum e? Lumea se răcise, știi cum e? Nu mai le place fotbal, aveau alte preocupări, să-și întrețină familia, da, să făcea business foarte mult, da, cumpărări, vânzări, să fie piață. Disponibilizați de la fabrici, exact, rămâneau exact. Fără loc de muncă, da, erau probleme uriașe exact, în România. Da. Nu prea era mai așa atracția pentru fotbal. S-a jucat, eu țin minte foarte bine, am avut ocazii prin Marcel Baban, extraordinar de clare, trei ocazii clare cu Gherasim. Gherasim era în poartă la Steaua pe vremea aia. Da, da. Și ei au avut jucători buni, au avut Ilie Dumitrescu jucase la ei. Era la ei încă, sigur. Era la ei, Ilie Dumitrescu, era Militaru, cred că. Ilie Stan. Bogdan Buctur, Ilie Stan. Panduru. Panduru, băi, avea echipă foarte bună, sigur. Care, numai ăștia, toți au jucat în Naționala României. Da. Andian, da. Nu? Gâlcă. Gâlcă, Costel Gâlcă, da, pe stânga a jucat, nu? Da. Era și Toni Doboș, venise deja la ei de la Dinamo. Toni Doboș, da, în spate da, juca. Da, 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 venise de la Dinamo. În spate, da. Era Panait, Joe Panait. Joe Panait, de la Petrolul. Da, 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 era, am zis Bogdan Buctor, am zis... Pe era Pârvu pe stânga. Pârvu pe stânga, da. Da. Așa e, o echipă bună. Și de la noi pe cine? Aia l-a avut pe Roșu, de la OMT. Cioacă Roșu, Diaconescu, da. Tasotti Diaconescu, de la Lugos. Da, da. Da, sigur că erau Marcel favoriți. Boban, Marcel Boban Varga. De la Jimbolia. Da, nu. Da, o echipă foarte... Legată, a fost legată, a fost unită, știi? Mult provenită de aici, din județ. Spre deosebire, Ioane, spre deosebire de echipa, de exemplu, din 78, care din județ erau 2-3. Da, da. Nu, asta a fost foarte... Foarte nu, localnică, să zic. Selecția la Poli, mai mult s-a axat de la echipele astea de divizia C. De pe la San Nicolau, de pe la Tomnati, de la Jimbolia, da, de Lugos. De la echipele astea, da. De la Lugos, din județ ai. Da, chiar și de aici, de la CFR Timișoara. Și o spun de ce. Pentru că ei nu... Cred eu că nu vreau o ascensiune așa mare. Poate era prea mare căciula, cum se spune, pentru echipa Politehnică.
ca să, bineînțeles, financiar, știi, ca să aduci jucători, trebuia mulți bani și Bănățeanu totdeauna e zgârcit. Cum îi zici să, băi, mai sol de 5 ori ca să stai odată. Așa și eu, să gândește, bă, să dau atâția bani pe un jucător, dar ce mi-aduce le-am plus sau ce? Băi, uite, vezi, alții dau bani mulți ca să, să aducă. Vinde mai departe. Nu știu, nu s-a făcut un business. N-am avut oameni businessmeni la, la club. Cu toate că, da. Nu, n-am avut. Am trăit atâta perioadă, am trăit și cu Angel, și cu Boyd, și cu ăștia care au fost în club, tot. Tot ei au fost, să zicem. Dar nu, n-au fost afaceriști, să zicem. Deci cât poate un om influent l-a adus în club și prin el au dezvoltat câte ceva ca să producă clubul, să, eu știu ce facem cu jucători cu tare, ce facem cu celălalt, cum ne descurcăm, cum mergem mai departe, ce primă oferim la băieți. Nu pot să zic că au fost rău. S-a trăit bine, băi. Eu puteam, sincer, puteam să fiu peste ocean de, din anii 80. Porum mai târziu, când povestesc ăștia că a fost cu în Siria. Pole a fost în Siria. Cismaric, era un jucător cismaric. Atuns-o ăla, din Siria. Da, era la Pole un jucător cismaric. Da, se numea. Un atacant. Da, da, nu știu dacă... Da, și ăla a plecat atunci. Mai târziu a plecat Bozi, nu? S-au dus oamenii. Da. Bozi tot așa, acum anul... Păi, Nadu înainte, 81, da, exact, da, exact. Da, acum da, e prin da, Brazilia, după da, ce a fost ani de zile în da, Germania. Da. Și uite, vezi, nu, n-a fost, poate, pentru oraș, orașul Timișoara merita mult mai mult decât s-au făcut performanțe cât am fost eu la club. Și s-au făcut cele două calificări, cei doi ani, nu consecutiv, să zicem, nu chiar consecutiv, 90-21 și, pa, 91-92, a fost, da, doi ani consecutiv a fost, da. Și plus finala de Cupa României, dar e foarte puțin. Eu am stat 10 ani la ei, mă înțelegi? Și în 10 ani, mult mai mult trebuia să aibă clubul acesta. Da. Și putea să o facă, dar n-au fost oamenii nici de la conducerea județului, n-au fost prea implicați. Era decât un secretar. Prin secretar nu plăcea fotbal. Era unul, domn Florea, se numea pe vremea aia. Și primarul Moț mai era pe vremea aia și mai zicem de anii aia alții. Da. Aici când puteai, știi că am avut forță financiară deosebită, nu? Dacă județul Timiș nu a fost, păi tot ce mergea la așa erau înainte banii veniți, de la întreprinderi, cotizații, cât de cât. Așa. Inginere, cutare, șef de producție, pac, pac, nu știu ce, otru, angajăm, toți eram angajați, eram angajat colo, 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 altul da, dincolo și tot așa au mers. Și povesteam cu ea, așa de frumos povesteam, mă duceam pe alea pe acolo, că îmi plăcea, n-avea ce face, știi? Da, și a venit Revoluția și tot sistemul ăsta s-a prăbușit. S-a prăbușit și n-a... Și în privința fotbalului profesionist ne-am trezit cu echipa în brațe și n-am știut ce să facem cu ea. Ce să faci împotrivă, exact. Federația ți-a mai impus și, că era... de fapt nu federația, legile sportului românesc ți-au mai impus să te și rup de universitate. Știu că era Radu Vlădea, rector da, la Politehnica și a venit pe acolo cu Carțiș, cu cine mai era? Domnul Carțiș, da, celebrul rector de da, mai târziu. Mai târziu, mai după el a venit. Da, da, și a venit pe la noi pe la vestiare acolo și eu deja aveam copilul mic. Știi, aveam copilașul meu ăsta, ce e mare acum, era mic. Și așa, din vorbă în vorbă, nu știu ce am zis. Și noi, eu îți dai seama, eu mă duceam pe la Germa Tavi să iau lapte la copil, știi? Că îmi plăcea laptele acolo. Era proaspăt, era din sânul vacii, da, cum se zice. Trebuie să terminăm în câteva secunde okay, acest episod. Bine, terminăm în câteva minute. Bun, hai și venit acolo ăsta și eu zic, domnule, dar că nu erau bani, nu se descurcau ăștia. Și de-aia au venit acolo să stângă focul, știi? Atmosfera negativă, știi? Și am zis așa, printre alte așa o idee din asta, zic, domnule, dar hai uite pe epajii, știi asta ce e aici, că era iarba, nu prea, nici terenurile nu prea erau ele la mustață așa tăiate, știi? Și zic, crește niște vaci aici, că avem lapte proaspăt la copii, că deja apăruse câțiva copii în vestiar, știi? Al meu, al lui Crăciun, două fete, al lui Ionuț, al lui nu știu cine, știi? Și când au văzut așa au rămas, știi, toți.
Păi da, domnule, faceți rost de bani. Cum? Da, încheiem acest episod, Ioane, ne revedem săptămâna viitoare. Să ne revedem sănătoși.